La piața Mircea este aproape pustiu. Așa au arătat lucrurile și în perioada sărbătorilor de iarnă, unde clienții care în alți ani făceau cozi uriașe la tarabe pentru a lua cele necesare pentru sărbători, acum abia dacă au mai cumpărat strictul necesar. Perioada sărbătorilor de iarnă este destinată în special cumpărăturilor pentru mesele festive. Anul acesta însă mai edințeni au preferat să se îmbulzească în supermarketuri, iar piețele au rămas pustii. Slab. Poate de alți ani a mers slab. Asta este. Oamenii nu mai pleacă, o să duc la marketuri. Producătorii agricoli se tem că vor rămâne cu marfa nevândută. Clienții nu vor să mai vină în piețe, deși se respectă toate normele de siguranță. Iar de multe ori, marfa este mai gustoasă și mai naturală decât cea din supermarketuri. Slăbuți, domnișoare, cu pandemia asta, vedeți, piața e goală. Nu iese lume. Practic, nu iese lume. Față de anul trecut, mai rău? Mult mai rău. Ne-am frânat. Nu iese lume. Nici măcar sărbătorile de iarnă nu i-au făcut pe oameni să mai cumpere cum o făceau în anii precedenți.